Bună seara și bine v-am găsit la UMFST Live. Sunt Anca Rusu și mă bucur să vă am alături la o nouă ediție Think and Debate. În cadrul ediției din seara aceasta mi-am propus să focusăm dezbaterea noastră în jurul conceptului de discurs. Discurs care deseori tindem să îl expunem sub forma unei povești cu un scop bine țintit, fie pentru a persuada receptorul, fie pentru a empatiza cu el, ori așa mai departe. Urmând ca, în dezbaterea din seara aceasta, să ne concentrăm pe discursul, respectiv povestea, în domeniul economic și domeniul pedagogic. Alături de mine, în seara aceasta, am doi studenți, Ricardo Honcea, student al Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie George Milpalat, în anul întâi, la programul de studiu Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, și de asemenea Vlad Valentin Poruțiu, student UMFST, în anul 3, la programul de studiu Economia Comerțului, Turismului și Serviciilor. Bună seara, vă mulțumesc mult că ați acceptat invitația mea și că sunteți în seara aceasta alături de mine. Bună seara, vă mulțumim și noi pentru invitație. Seara, vă mulțumim pentru această invitație, ne face plăcere să fim aici. Și mie la fel. Pentru început, aș dori să vă întreb ce impact credeți că are discursul în domeniul în care urmează voi să promovați, practic. Și de ce credeți că este un element atât de important, atât de însemnat? Discursul este o parte foarte importantă, atât în partea economică, cât și în partea pedagogică, deoarece, având în vedere că deja sunt student al facultății și deja aproape economist, cum s-ar zice, sau viitor manager, un discurs, pe lângă faptul că trebuie să fie destul de emoționant și să cuprindă mai multe tehnici, pe lângă modul de a vedea cum se lucrează în firmă, cifra de afaceri și multe altele, trebuie să ne axăm atât pe parte financiară, morală, politică, pe mai multe, din punctul meu de vedere. Am înțeles, mulțumesc mult. Ricardo, tu ce părere ai? Ce impact crezi că putem aduce asupra receptorului cu discursul pe care noi îl expunem? Ca și viitori profesori, este foarte important să avem un discurs bine definit, să-l concretizăm înainte de a-l prezenta copilașilor, mai ales în învățământul preșcolar și cel primar. Copilul simte foarte bine că noi suntem pregătiți, când oscilăm între a opta o anumită frază, și este foarte important să fim siguri pe noi și să-l adaptăm pe cât de mult se poate la limbajul înțelegerii copiilor. Acum depinde și de vârstă, vârsta cu care interacționăm, dar după cum spuneam, trebuie să fie unul foarte definit și cu un scop bine precis. Deci un discurs adaptabil până la urmă, după cum ați spus amândoi, și exact, bine țintit. Exact. Să știm cui ne adresăm, în primul rând. Se poate plia discursul în funcție de domeniile în care acesta este integrat? Poate fi practic discursul investit cu atributul flexibilității? Da, putem zice și un semn egal când ne referim la discurs, putem zice că poate fi egal cu o discuție mai mult, că atunci când doar spui un discurs, oamenii pentru care vorbești, cum ar veni în domeniul economic, ei te ascultă, dar este destul de dificil doar să vorbești acolo, cum s-ar zice, mult și prost, și toată lumea după aia să zică, ok, au vorbit și atâta, pe noi nu ne-a ajutat cu nimic. Într-un fel, discursul trebuie să fie legat de oameni, în așa fel încât tu să-i înțelegi, ei să te înțeleagă pe tine și să le vezi problemele pe care le au când ai acest discurs. Mulțumim mult. Ricardo, tu ce părere ai? Putem vorbi de discurs, un discurs specific pentru fiecare domeniu în parte? E destul de flexibil discursul pentru lucrul acesta? Da, sigur că da. El poate fi adaptat în foarte multe forme și variante. Chiar mă gândeam acum pentru chiar învățământul preșcolar la copilași mici, foarte mici, grupa mică, mare, mijlocie. Acolo discursul poate fi atât de adaptat într-un mod cât mai interactiv, încât să nici nu mai simțim că toată munca cade pe umerii noștri. Da. Și împreună putem construi un discurs foarte frumos cu cei mici. Și dacă stârnim creativitatea copiilor, putem să avem un rezultat cu totul neașteptat din acest punct de vedere. Corect, mulțumim mult. Cum anume considerați că este construit discursul în domeniul pentru care pledați voi, domeniul în care urmează să vă angajați după finalizarea studiilor? Păi, discursul trebuie să fie conceput în așa fel încât să fie la început emoțional. Având
să zicem, pe partea pedagogică, cum este și Ricardo, nu trebuie să ai un limbaj pe care copiii să te înțeleagă atunci când vrei să vorbești cu el. E destul de dificil ca unui copil mic să îi spui niște cuvinte pe care abia le înțelegi tu, da, pe el, la vârsta aia. Deci, și cu oamenii mari, având în vedere că ești un manager. Nu poți să zici că un angajat de-al tău are aceeași pregătire ca tine și știe toate cuvintele pe care le știi tu ca manager. De asta zic, discursul trebuie să fie bine pregătit și în așa fel încât tu să-ți expui ideile, gândurile, în așa fel încât el să te înțeleagă că nu ești doar un șef pentru el, că cumva el trebuie să fie deasupra ta și tu ești la egalitate cu el când faci acest discurs. Mulțumim mult! Ricardo, ce părere ai? Există anumite strategii prin care putem să construim discursul în domeniul respectiv? În mod sigur, precum spunea și colegul meu, trebuie să trecem de acea barieră care tinde să fie pusă în mod natural dintre noi, ca emițători și receptorii noștri. Și în cadrul educației, acolo văd o barieră foarte mare, de exemplu, limbajul prea greu accesibil pentru o vârstă de 4-5 ani. Da? Și atunci noi de multe ori ar trebui să preferăm să ne coborâm la mintea și înțelegerea lor, pentru ca până la urmă să ajungem la acel scop. Pentru că nu este suficient doar să-mi propun să transmit o informație foarte, din punct de vedere al intonației, al mai multor aspecte foarte bine, însă informația să se piardă din cauza acelei bariere. Să trecem oarecum și să dăm la o parte tot ce ține de noi. Cam așa văd eu în acest sens. Corect, deci să înțeleg că trebuie să luăm omul în seamă, să ținem exact, cont de particularitățile lui și de cui ne adresăm în mod exact pentru a avea un discurs reușit. Exact. Ce diferențe credeți că există între discursul aferent domeniului vostru și celelalte domenii de activitate? Spre exemplu, diferența dintre domeniul economic, viitorul domeniu al lui Vlad, și domeniul pedagogic, viitorul domeniu de domeniul în care va profesa Ricardo. Care credeți că ar fi diferențele majore? Pentru că totuși sunt două extreme până la urmă. Da, aici putem zice că suntem două extreme destul de dificile. Având în vedere că Ricardo e la pedagogie și o să fie nevoit să facă un discurs în așa fel încât să fie înțeles de ăștia micuți, putem zice că și oamenii mari sunt tot un fel de copii, deci trebuie să ne axăm, chiar dacă suntem un manager sau un economist de succes, trebuie să ne axăm foarte mult și pe modul în care ne exprimăm. Deci pot zice că au și chestii în comun, dar diferența este că diferența de vârstă, de mentalitate, deja un copil mic învață destul de ușor față de un om care deja are o experiență și un copil mic va învăța de la tine ceva, pe când un om mare va încerca să-ți demonstreze că el știe să facă deja chestia aia, deci discursul trebuie cumva să fie adaptat în funcție de vârstă, de publicul cui te adresezi, deci da, există o mare diferență între pedagogie și economie, dar da. Și tocmai de aici cred că reiese din nou adaptabilitatea și flexibilitatea discursului. Exact. Faptul că se poate plia pentru un domeniu respectiv. Exact. Fiind vorba până la urmă tot de același concept de discurs. Exact. Mulțumim mult! Ricardo, tu ce diferențe găsești în aceste două domenii? O diferență pe care și colegul meu a enumerat-o deja este că ne adresăm la două categorii sociale total diferite. În domeniul economic sunt oameni cu experiența vieții, cu totul alte preocupări și porniri în viață. În partea didactică, aici la învățământul pentru primar și preșcolar, vorbim cu niște copii care de-abia cunosc lumea din jurul nostru și una este pentru colegul meu atunci când prezintă un discurs în fața unei firme unde este o sală plină de angajați și una este când eu mă așez în mijlocul clasei și văd tot felul de copilași în fața mea și atunci trebuie să țin cont de timpul pe care îl aloc. Pentru colegul meu va fi mult mai ușor să-și aloce 20-30 minute, eu trebuie să mă concentrez undeva între 10-15 minute, că după i-am pierdut. Deci trebuie să mă adaptez un punct pe care vreau să-l menționez, timpul, și
calitatea acestuia. Cam asta ar fi. Pentru că la el este mult mai, tinde să fie mult mai formal. Exact. Și eu trebuie să fiu mult mai dezinvolt, mult mai flexibil în a mă coborâ la nivelul copilului ca să se transmită această informație. Da. Corect, deci bă, cum spuneam, două extreme, exact, total diferite. Având deja contact cu anumite persoane care profesează deja în domeniu, fie prin intermediul practicii pe care ați realizat-o prin intermediul universității, fie dacă ați participat la anumite conferințe, evenimente online, on-site, acum de când cu pandemia, fie dacă pur și simplu ați avut contact în mod direct sau în mod indirect cu specialiști în domeniu, persoane care profesează în viitoarele voastre domenii, ce anume ați observat în modul de abordare al discursului acestora? Practic, de ce, în primul rând, și prin ce anume este un discurs diferit de cel pe care noi îl expunem în mod zi de zi, decât discursul pe care îl expun eu acum? Ce anume era diferit în discursul lor? De ce era, practic, un discurs axat pe partea economică sau un discurs axat pe partea pedagogică și nu doar un discurs pe care îl emitem noi în viața de zi cu zi? Putem zice că ținem un discurs, cred că în fiecare zi, atunci când discutăm cu cineva, putem pune semnul egal, cred că dacă ar fi să o luăm așa între discurs și dialog, nu chiar cred că am putea pune, dar am putea încerca, deoarece atunci când îți spui niște idei în dialogul tău, aștept și un răspuns uneori. Deci pot zice că pe lângă faptul că când ai un discurs în fața unor oameni de succes sau așa, este destul de dificil cum îți alegi cuvintele și da, pot spune că am și participat la discursul cuiva, unui antreprenor de succes. Pot zice că atunci când te adresezi publicului, ți este destul de dificil să o faci, să fii tu însuți, să încerci să îți expui ideile, gândurile, în așa fel încât omul de lângă tine să te înțeleagă și omul de rând, dar și managerul care e la același nivel cu tine. Deci, într-un fel, trebuie să-ți alegi bine cuvintele. Cum a zis și de Ricardo, cum el e la pedagogie, el trebuie să-și aleagă exact cuvintele pentru ăștia micuții. Deci, trebuie avut grijă că suntem în două extreme diferite. Deci, nu pot spune că un discurs este foarte diferit față de unul de zi cu zi, dar trebuie avut grijă la modul în care îl expunem, exact, cum ne alegem să vorbim, cu cine vorbim, în fața cui vorbim. Ca un discurs putem zice că și acum putem face un discurs așa simplu, dar când ești în fața câtorva sute de oameni sau a câtorva sute de oameni de succes sau... Nu, sunt o grămadă, dar trebuie avut grijă atunci când încercăm să ne deschidem gura. Da, corect, mai ales cum ai spus și tu, dacă ne aflăm în fața unui public nespecializat, care nu, exact, cunoaște limbajul specializat, terminologia, exact, sau dacă vorbim cu oameni, practic, care, din punctul de vedere profesional, sunt cam pe aceeași cam funcție da, cu cam noi, la aceeași, exact, funcție. Și atunci putem adopta altfel de ținută, un altfel de limbaj, exact, o altă terminologie. Exact. Mulțumesc mult! Ricardo, tu ce părere ai? Vezi diferențe între discursul pe care tu îl vei aborda sau cel puțin ai observat că profesorii îl abordează la școală ori la grădiniță și cel pe care îl expun în viața de zi cu zi? Cu siguranță este o diferență foarte mare, după cum spunea și colegul meu. Depinde foarte mult grupului țintă căruia ne adresăm. Am observat foarte mult la cadrele didactice din cadrul programului de studii pedagogia învățământului primar și preșcolar. Felul lor de a-și prezenta discursurile sunt foarte mult adaptate nivelului științific, pentru că ei vin în fața unor studenți care la rândul lor ei se adaptează cu partea de cercetare științifică, partea de învățare a terminologiei specifice specializării. Mm-hmm. Și atunci, în mod sigur, nu ar fi așa o mare diferență. Adică acolo s-ar putea înțelege lucrurile mult mai bine, dar... depinde foarte mult de rolul pe care îl avem în a prezenta discursul. Ca și cadre didactice trebuie să avem foarte mare grijă. Într-un fel putem vorbi cu studenți, într-un fel vorbim cu colegii noștri de lucru și într-un fel vorbim cu părinții studenților sau elevilor. Deci totul se adaptează și aici văd această maleabilitate. Contează foarte mult să fii spontan în a te adapta foarte repede la situație. Mulțumim mult!
poate fi discursul pe care noi îl expunem un element de persoasiune, să convingem receptorii prin discursul nostru? Și aici aș dori să încep cu domeniul economic, căci mă gândesc că persoasiunea se desfășoară mai mult acolo. Da, aici putem spune că e destul de persuasiv, adică discursul te poate face, te poate manipula, am putea zice, fiindcă atunci când vorbești în fața unui om, zice că nu ți-e destul de greu să aburești un om până nu ești lângă el. Când este lângă tine, deja tu începi să vorbești cu el, să ții un discurs și el deja te simte și tu îl simți pe el că deja l-ai acaparat, îl poți manipula în diferite moduri, să facă în ceea ce vrei tu să faci, având în vedere că ești un manager de succes, ai vrea ca oamenii tăi să facă exact ce vrei tu, dar nu poți zice că doar dintr-un discurs poți face chestia asta, dar da, se poate ajunge de la un discurs, de la un simplu discurs, să îl manipulezi pe un om să facă exact ce vrei tu. Dar, cum am zis, ca venind din partea economică și de management, putem spune că un manager poate să fie de 5 tipuri. Avem managerul care nu se ocupă de absolut de nimica, se ocupă foarte mult. Managerul 2 se ocupă doar de oameni, nu de firmă. Managerul 3 se ocupă doar de oameni și de firmă, nu. Și avem chiar și 5-ul, care ar fi, se ocupă în egală măsură atât de firmă cât și de oameni. Prin discursul lui încearcă să îl manipuleze pe om, să îl facă să înțeleagă că munca pe care el o depune îl ajută atât pe el, cât și pe manager, cât și firma, cât și economia. Sunt mai multe aici de discutat, nu cred că ne-ar ajunge timpul să putem intra în atâtea discuții. Dar da, discursul îl poate manipula pe om, îl poate face destul de să se mute de pe o axă pe alta. Crezi că un discurs persuasiv ar fi un punct foarte pentru un viitor manager, un viitor agent de turism, respectiv meseriile pe care le mai poți avea tu, profesiile, odată cu finalizarea studiilor? Da, pot spune că discursul te poate face să atragi oamenii. Dacă luăm și pe partea de agenție de voiaj, aici putem spune că pe rezervări, multe alte, într-un fel trebuie să știi omul cum să vezi ce ar dori el prin discursul tău în timp ce vorbești cu el, să vezi dacă lui îi place, unde vrei tu să-l trimiți sau așa, sau ce și-ar dori el. Deci cumva discursul tău ar trebui să fie și un discurs al lui, al omului, adică să-l asculți. Acum pot zice că din partea de turism, acum cu pandemia, cu astea, s-a redus. Dar da, un discurs emoțional legat pe turism, da, se poate spune că îl putem întâlni des acum, mai ales că economia începe să-și revină, turismul din nou începe să-și revină. Nu la normal, dar încercăm. Mulțumesc mult! Ricardo, crezi că putem vorbi de persoasiune în pedagogie? Cu siguranță, bineînțeles că și domeniul economic poate fi foarte bine favorizat în acest sens, dar cu atât mai mult în domeniul academic al educației, dacă știm să folosim această persuasivitate în mod corect și să cunoaștem tehnicile ei de aplicare, putem să atingem niște lucruri pe care cu toții și le-ar dori ca și cadre didactice. Cu această abilitate putem să îi ajutăm pe elevi, pe studenți să înțeleagă foarte mult anumite aspecte teoretice sau aspecte morale și dacă știm să ne folosim de această abilitate putem obține rezultate foarte multe într-un timp scurt, pentru că contează foarte mult de modul cum ajungi cu informația și cum o prezinți. Eu asta am observat pe parcursul anilor de liceu și acum în primul semestru de studii. Este chiar un punct forte pe care și în domeniul economiei, dacă știi să-l aplici corect, exact. Și în domeniul pedagogic te ajută foarte mult. Deci e un plus garantat. Crezi că în cazul preșcolarilor și elevilor din ciclul primar, dar mai degrabă în cazul preșcolarilor, recompensa ar putea fi folosită ca o strategie de persoasiune, pentru că de multe ori întâlnim care didactice care încearcă să convingă copilul până a finaliza o stagiune de lucru cu ajutorul unei recompense și e până la urmă tot o formă de persoasiune cumva, al convinge să-și finalizeze sarcina, pentru că la final va primi ceva pozitiv.
regulă. În mod sigur, această persoasine poate lua foarte multe forme, fie prin oferirea de motivație, aici intră deja motivația intrinsecă, extrinsecă, rezistanța, da, pe care a prezentat-o este mai mult extrinseca, intrinseca... Gimnaziu în sus, da, dar cel mai mult la copilaj putem merge pe extrinsec și dacă știm să o folosim la modul cel mai optim, pentru că nu trebuie nici să abuzăm de ea, pentru că copiii simt, eu am observat asta, trebuie să ajungem undeva la un mijloc în care să le oferim posibilitatea și trebuie doar să o aleagă. Mulțumim mult! Am observat deseori faptul că discursul este construit, ori este învăluit sub forma unei povești. Iar întrebarea mea este, dacă această poveste pe care noi o spunem, practic discursul nostru, apelează la partea emoțională a noastră, astfel încât probabil să empatizăm mai bine cu elevii în cazul domeniului pedagogic, mai apoi în cazul domeniului economic pentru a vinde ceva anume, credeți că este important să apelăm la partea aceasta emoțională și nu tot timpul rațională? Da, pot zice că uneori emoția te face mai mult să cumperi ceva decât modul de a cumpăra produsul. Adică dacă știi cum se vorbește cu omul și omul simte chestia asta, că tu vrei să îl ajuți și simți că omul deja de lângă tine are o problemă acasă și tu deja îl asculți. Și tu deja poți să faci chestia asta, să îl ajuți cu un produs sau doar prin simplu fapt că încerci să îl ajuți prin alegându-i, să zici, să dau un exemplu așa vast, în domeniul marketingului când se oferă spre vânzare o anumită produse. Atunci când omul vezi că are o anumită emoție în el și știi cum să o aplici ca să o dezvălui, atunci da, îl poți manipula pe om în așa fel încât să-ți cumpere ție produsul. Și va fi o alegere pe bază emoțională, da, nu exact, pe parte rațională. Exact. Nu pe rațională, deoarece el atunci va face o cumpărare, cum s-ar zice, un consumerism destul de vast, adică va cumpăra fără să vrea acel produs, chiar dacă are sau nu nevoie de produsul respectiv. Dar aici devine partea emoțională în care el face chestia asta fiindcă simte în suflet și nu în creier chestia asta. Adică îl modifică pe om. Mulțumim mult. Ricardo, ce părere ai? Partea emoțională la copii e sau nu dezvoltată? Da, mai ales pentru învățământul preșcolar este un plus foarte mare. Copiii sunt niște suflete foarte deschise și dacă noi știm să apelăm la, bineînțeles, în mod constructiv, poate fi apelată această stare emoțională, cum spunea și colegul meu, în mod manipulativ. Și acum cu produsele te mai joci, dar cu sufletele cu sufletele acolo e un pic mai complicat, pentru că asta am observat de-a lungul practicii pedagogice din semestrul întâi. Într-o clasă este o complexitate de personalități. Da. O complexitate de temperamente, unui coleric, unui sangvinic, unui melancolic, unui flegmatic. Sangvinicii, colerici tind ei să fie mai mult pe partea asta manipulatoare a sentimentelor și atunci depinde și noi ca și cadre didactice în care tip de temperament ne putem încadra, dar bine, asta este mai mult o altă discuție. Da. Dar pentru învățământul preșcolar văd un plus foarte mare. Dacă știm să o folosim atunci când spunem o poezie, atunci când îl ajutăm pe copil să înțeleagă o istorioară sau o poveste cu tâlc, cu morală, și știm să punem tonul corect, accentul corect într-o anumită frază sau să creăm un context cât mai plăcut, copilul poate să ia din plin această emoție și să-l ajute. Că și emoțiile, dacă le folosim într-o limită normală, sunt foarte sănătoase. Da, și este de folos. Da, deci este o parte exploatată. Exact. Cam în fiecare domeniu. Exact. Ne confruntăm cu latura aceasta emoțională. Vlad, Ricardo mi-a spus deja de practica pe care a desfășurat-o și va urma în continuare. În continuare, în următorii 2 ani să o desfășoare și să se familiarizeze mai bine cu tot ceea ce înseamnă învățământ preșcolar, respectiv primar. Acum aș fi interesat de practica pe care ai desfășurat-o tu în cadrul programului tău de studiu. Ați făcut practică la o agenție de turism sau... Nu pot zice că am făcut practica doar pe o agenție de turism. Am făcut practica, mai ales eu, am făcut practica într-un magazin unde am putut observa atât clientul, cât și managerul, cât și... pot zice că chiar și pe mine m-am putut observa acolo, chiar unde m-aș încadra.
Pe lângă modul că un manager trebuie să fie nu doar un șef, fiindcă noi așa îl vedem un manager sau chiar și un antreprenor, îl vedem ca și pe un șef. Nu e ok să vedem așa ceva. Cum a zis și Ricardo, ca și la copii, copilul trebuie să te vadă pe tine ca și pe un al doilea părinte, adică pe cineva în care să aibă multă încredere, unde poate să se descarce, să spună emoțiile și așa. Așa este și cu un manager. Atunci când un manager știi cum să vorbească cu un client, cu chiar și cu angajatul lui, atunci da, putem zice că intră din nou partea emoțională aici și am văzut asta în practică. Când am făcut practica, am putut observa atât, pot zice că o vastitate de clienți, de tipuri de manageri, de antreprenori care s-au asociat sau chiar s-au distanțat de noi. Dar pot zice că vine și un client irascibil, cumva tot pe partea emoțională trebuie să-l calmezi, cumva așa ești învățat încă din școală, din facultate, din studiile pe care le avem. Noi trebuie să știm că clientul are mereu dreptate, chiar și atunci când vine la noi și el e foarte devastat și supărat că produsul nu e bun sau așa, noi trebuie cumva să-l liniștim, să-i oferim... ca și unui copil să-i oferim protecția de care are nevoie, așa și clientul are nevoie să vadă dacă noi putem oferi protecție, liniște și tot ce are el nevoie. Dacă tu ești, poți zice, un angajat care nu se ocupă cu așa ceva și clientul, chiar dacă poate nu e irascibil din cauza produsului sau așa, poate să fie irascibil și din cauza ta, în funcție de cum vorbești cu el. Deci, cel mai important de asta zic, ăsta e iarăși un discurs de tema de care suntem noi legați. Deci noi ca și pot zice viitor angajat sau așa într-o companie, pot zice că discursul ăla e chiar și atunci când vine un simplu client la tine și își pune oful că nu e mulțumit de un anumit produs. Tu atunci trebuie prin discursul pe care îl ai tu să-l faci să înțeleagă de ce a ales produsul, de ce ar fi ok să-l înlocuiască sau să renunțe la produsul respectiv. Pe partea economică, legat de partea lui Ricardo, de pedagogie, cum am zis, da, și copiii au nevoie de protecția asta. Da, deci să înțeleg că răbdarea poate fi un element comun pentru ambele domenii. Trebuie să ai răbdare atât ca educator, respectiv învățător, cât și ca un manager, agent sau așa mai departe. Și trebuie să mai pe lângă asta modul de a asculta omul, nu doar că tu spui discursul tău. Și un om când vine la tine, el are un discurs deja. Acum aș sta să vorbesc acum cu Ricardo și el mi-ar spune ideile lui pe care le are, el deja are un discurs cu mine. Își spune ideile și asta e cel mai important și ca viitor economist și ca viitor profesor, cum o să fie el. Cel mai important e ascultarea, să poți să asculți pe cineva atunci când vorbește. Nu doar că, ok, problemele, toată lumea are probleme acasă, dar știi cum se zice, problemele se lasă la poartă și încerci să ai un zâmbet pe față atunci când încerci să ai o discuție cu cineva, când îl asculți, e cel mai important să nu te afecteze absolut nimica, adică să simți oful pe care îl are omul. Și nu doar omul, cum zic și în partea pedagogică a lui Ricardo, da, atunci când copilul are o problemă, tu trebuie să fii al doilea părinte al lui, a doua casă și așa este și cu clientul. Da, corect. Trebuie să câștigăm omul până la urmă și să-l ținem de partea noastră. Exact. Credeți că modul în care este utilizat discursul poate contribui la atingerea unor performanțe? Există dezvoltare, spre exemplu, în domeniul pedagogic, prin intermediul poveștilor și dezvoltare în domeniul economic, prin intermediul companiei, a receptorilor care audiază și așa mai departe, în momentul în care noi utilizăm discursul. Da, putem zice că are o legătură foarte importantă discursul și pe partea pedagogică, cum este Ricardo, da, copilul atunci când ascultă niște cuvinte, sunt niște cuvinte, dar el trebuie să le înțeleagă. No, așa este și pe partea economică, atât că vorbim cu un simplu om de rând, că vorbim cu un manager de succes ca noi sau poate cu o altă entitate mult mai mare decât noi. Trebuie să folosim un limbaj decent. Putem zice că partea economică ar fi un limbaj de specialitate, iar pe partea de pedagogie, cum este la Ricardo, un limbaj mai copilăresc, cum s-ar zice, să fie înțeles. Deci de asta zic, suntem în două extreme foarte diferite, cum s-ar zice, când vine vorba de discursuri. Mulțumesc mult! Ricardo, tu ce părere ai? Există dezvoltare prin intermediul discursului? Putem să ne dezvoltăm?
atât noi cât și copiii, de ce nu, prin intermediul discursului? În mod sigur există o parte largă de dezvoltare și cel mai mult aș vedea la cei mici acest aspect, adică ei sunt practic beneficiari și trebuie să am în vedere foarte bine acest aspect, ca după discursul pe care eu l-am prezentat, copilul, când a ieșit, a plecat în pauză sau când a plecat la finalul orelor de curs, să aibă ceva în plus pe ziua respectivă, mm-hmm. să plece cu un lucru pe care poate nu-l știa sau poate și l-a asimilat mult mai bine în cunoștințele lui. Și totul acesta depinde de mine. Și în domeniul economic și în domeniul pedagogic contează foarte mult de emițător. Dacă eu nu îmi fac partea în mod cât mai mult posibil, nu pot să ajung la niște performanțe pe care să le observ în ceilalți, pentru că trebuie să dau tot ce pot mai bine și, bineînțeles, cum a spus și colegul meu, sunt două lumi total diferite. Da, nu, da. Adulții sunt trecuți în viață, exact. Copiii încep viața și trebuie să le jonglăm foarte bine. Da. Dar aici, sincer, nu știu dacă o să fii de acord, mie mi se pare că copiii sunt mult mai receptivi și exact. Se văd mult mai rapid rezultatele da. Acolo. La adulți trebuie să lucrăm foarte exact. Mult cu tenacitate, cu multă răbdare, să simțim sufletul. Copilul în a doua îl putem reacționa într-o stare. Putem clasa pe exact. Copil să meargă într-un loc unde vrem noi. Exact. Un om deja care a trecut da. Prin viață nu prea mai pot să-l mai schimbi. Complicat. Mai complicat deja. Corect, interesantă perspectivă. Din păcate, timpul trece foarte repede, trebuie să ne apropiem de finalul emisiunii și aș dori să transmiteți un scurt mesaj celor care ne urmăresc acum. Ricardo, te las pe tine acum să spui. Ceea ce vreau să vă transmit vouă tuturor celor care ne urmăriți este un aspect foarte important. Discursul face parte din viața fiecăruia și îl folosim în mod zilnic. Cel mai important este să ne definim un scop foarte clar. Să știm ce vrem să transmitem și unde vrem să ajungem după ce am avut un discurs poate simplu sau unul mai complex într-o sală de clasă sau într-o sală de ședință ordinară într-o companie. Deci contează foarte mult unde vrem să ajungem și pregătirea noastră ține foarte mult de partea psihică și partea emoțională, pot să spun. Și rezultatele în mod sigur vor apărea, fie spre bucuria noastră sau spre dezamăgirea noastră, dar ține foarte mult de noi. Mulțumim mult, Ricardo! Exact! Putem spune că discursul, pe lângă că îl folosim în fiecare zi, atunci când comunicăm cu cineva, da, este destul de dificil atunci când facem un discurs, trebuie o pregătire destul de devastă și nu doar putem merge în fața unor oameni, cum am zis, chiar și în fața, cum a zis și Ricardo, în fața unor copii trebuie să mergi cu o pregătire anume. Exact așa trebuie să mergi și în domeniul economic, când mergi în fața unor oameni ai o anumită perspectivă, când ajungi în fața unor manageri de succes trebuie să ai o altă perspectivă, un alt mod de a vorbi. Deci asta zic, discursul nu pot să zic că va dura foarte mult, dar cele 10-15 minute cât durează discursul trebuie să fie atât pe parte emoțională, pe parte politică, pe toate părțile trebuie întors în așa fel încât discursul să prindă pe toată lumea. Doresc în încheiere să vă mulțumesc mult pentru faptul că ați acceptat invitația mea, că ați avut deschiderea de a veni în seara aceasta și de a vorbi și poate ne-a mai încuraja niște oameni. Vă mulțumim și nouă ne-a făcut o plăcere. Dragi telespectatori, vă mulțumim mult că ați fost alături de noi și în seara aceasta și nu uitați că puteți viziona emisiunea și pe canalul de YouTube al televiziunii universității noastre. Vă mulțumim și vă dorim o seară cât mai plăcută. La revedere!